16.856 de firme din județul Botoșani, în exercițiul financiar al anului 2014, au depus situații financiare la ANAF un număr de 4.740 de firme. Au fost admise în topul județean firmele care sunt entitățile care sunt comercianți conform legii și au îndeplinit simultan următoarele condiții cu privire la datele de bilanță depuse pentru anul anterior. Profitul din exploatare să fie pozitiv. Cifra de afaceri de minim 100.000 de lei în cazul micro-întreprinderilor și minim 250.000 de lei în cazul celorlalte firme. Nu au fost admise în top firmele a căror cuantum format din suma datoriilor la bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale, depășea cuantumul creanțelor cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului. Firmele care, pentru care valoarea cel puțin unul dintre indicatorii calculați rezulta o valoare negativă. Și, bineînțeles, grupurile de interes economic. În urma aplicării metodologiei, la nivel național, 1140 de firme au fost acceptate în topul firmelor și 3509 firme au fost respinse. Pe primele 10 poziții din top s-au situat un număr de 761 de firme, firme ce se vor regăsi în catalogul topul firmelor din acest an, ediție pe care fiecare dintre dumneavoastră a și primit-o deja. Firmele membre ale Camerei de Comerț și Industrie Botoșani, cu cotizația achitată la zi, au primit sau s-au bucurat de o bonificație de 10% din punctajul total. Vreau să vă spun așa cum